Mai departe, în jurnal v-am pregătit un material legat tot de politicile agricole comune ale Uniunii. V-am prezentat ce gândesc fermierii din Transilvania. Acum punem în balanță opiniile fermierilor cu zicerile ministrului agriculturii făcute publice la Jucu, județul Cluj, la Agraria 2018. O să auziți și o să vedeți atitudinea domnului Petre Daia, care se integrează perfect în conceptul să fie bine ca să nu fie rău. Care sunt semnalele de la Bruxelles privind politica agricolă comună? Semnalele sunt bune, sunt semnale care au consacrat utilitatea politicii agricole comune, pentru că este un rezultat vizibil. Uitați-vă și dumneavoastră numai în platoul acesta al expozițional ce tehnică există la această dată. Nici nu bănuiam că vom ajunge să avem atâtea agregate, atâtea mașini agricole inteligente și cu randament sporit, și am spus-o și data trecută, o mai spun și acum, un salt formidabil. Dacă România numai la o categorie sau la un element din dotarea generală, din capitalizarea agriculturii, discutăm acum de peste 209.000 de tractoare față de 128.000 tractoare în 1989. Dacă vorbim de contribuție sau de ajutorul direct fermierilor, iată că sunt încă, deci sunt 10 ani de la aderare, care demonstrează faptul că înainte de aderare aveam undeva un sprijin de 300 de milioane, acum sunt miliarde. Sunt salturi formidabile care se văd și s-au concretizat prin hărnicia fermierilor, prin interesul lor și, evident, prin conjugarea forțelor atât administrative cât și forțele acestea umane în piața liberă, în care inventivitatea este la ea acasă, iar libertatea de a acționa este consacrată deja.